Carcinomul vasocelular este varianta cea mai frecvent întâlnită de cancer de piele. Din fericire, întrucât carcinomul vasocelular este de asemenea varianta de cancer de piele cu prognosticul cel mai bun. Este absolut necesar ca orice persoană care constată apariția unei formațiuni cutanate pe piele, care îi trezește oarește suspiciuni, să se adreseze medicului dermatolog. Diagnosticul în cazul unui carcinom vasocelular este de cel mai multe ori clinic. Este un diagnostic simplu, pe ce vede medicul dermatolog, dar în unele situații se poate folosi de ajutorul pe care îl oferă dermatoscopia. Dermatoscopia simplă sau cea computerizată reprezintă analiza pe care o poate face un dermatolog ca atunci când un caz este incert, există suspiciuni, dar pe baza examenului clinic nu avem o certitudine, dermatoscopia intervine și poate să confirme sau, din contră, să infirme suspiciunea clinică. În mare majoritate a cazurilor, carcinomul vasocelular necesită excizie chirurgicală clasică. Există un mic procent de situații, respectiv o variantă superficială, așa numim noi, de carcinom vasocelular, care poate fi abordată prin tratament local, topic, cu ajutorul unei creme. Dar, în mare majoritate a cazurilor, carcinomul vasocelular se rezolvă foarte simplu printr-o excizie chirurgicală cu marge de siguranță adecvate, care să asigure îndepărtarea completă a formațiunii tumorale. Excizia tumorală a carcinomului vasocelular presupune o intervenție chirurgicală simplă, oarecum nedureroasă, întrucât anestezia se face local. Este o intervenție care durează în medie o oră, în care pacientul este de plin conștient și doar simte momentul în care se face intervenția, fără alte dureri. Din momentul în care s-a făcut excizia, cu margini de siguranță, elementele excizate se trimit mai departe la anatomopatolog, unde urmează să se facă examenul anatomohistopatologic. Acesta confirmă diagnosticul și totodată confirmă atât medicului cât și pacientului că tratamentul chirurgical a fost pe deplin efectuat. După o excizie chirurgicală făcută în mod corect, se consideră că carcinomul vasocelular ar trebui să nu mai apară. Există condiții foarte mici, un procent foarte mic, în care el poate reapărea, dar numai dacă excizia nu a fost corect efectuată. Așa cum le descriu întotdeauna pacienților mei, sunt în mare trei criterii pe care trebuie să le urmărească când e vorba de o formațiune cutanată. Un criteriu care mi se pare foarte important este, așa numim noi dermatologii, semnul rățușca cea urâtă. Și anume, o formațiune care nu seamănă cu niciuna din celelalte formațiuni pe care persoana respectivă le are pe piele. Nu se încadrează niciuna din celelalte familii de formațiuni cutanate, că vorbim de, știu eu, pete cafenii, că vorbim de formațiuni oidei mai reliefate, roșietice, în funcție de formațiunile prezente pe pielea unei persoane. Un alt criteriu de asemenea important este criteriul evoluției în timp. Respectiv, o formațiune cutanată benignă, fără probleme, se poate modifica categoric, dar modificările sunt imperceptibile, sunt atât de lente încât, practic, pacientul nu constată că acea formațiune crește văzând cu ochii. O formațiune cu probleme, în schimb, cel mai adesea, în mare majoritate a cazurilor, se dezvoltă foarte rapid. Este o formațiune care își poate dubla suprafața sau își poate mări volumul de două ori într-un interval relativ scurt, 6 luni, un an sau un an și jumătate. De asemenea, un al treilea criteriu foarte important ține de regulile simetriei. Simetria unei formațiuni se poate referi atât la simetria de contur, cât și la simetria de culoare, cât și la simetria de suprafață, de relief. O formațiune perfect simetrică, ca un exemplu, poate fi o aluniță, cafenie pe toată suprafața, deci o culoare maro deschis, omogenă pe toată suprafața,
de formă rotundă sau ovalară, cu un contur perfect regulat, deci fără adâncituri, fără prelungiri asimetrice de-a lungul conturului și cu o suprafață netedă, de același nivel, perfect netedă, sau, dacă este vorba de o luniță reliefată, poate fi categoric reliefată formațiunea, dar să vorbim în acest caz de o hemisferă, de o formațiune perfect comparabilă cu o jumătate de sferă.